Vă aduc la cunoștința tuturor că astăzi, în incinta Băncii Naționale, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului de Administrație, unde s-a examinat rezultatele controlului complex efectuat în perioada martie-mai 2009 la Banca Comercială Invest Privat Bank. De asemenea, în cadrul ședinței Consiliului, s-a decis, în urma analizei situației financiare a băncii, s-a luat decizia de a retrage licența Băncii Comerciale Invest Privat Bank ca instituție financiară și, totodată, numirea lichidatorului, conform modificărilor legii instituțiilor financiare, care se va ocupa mai departe de lichidarea acestei bănci. Tot în cadrul acestui control s-a depistat că banca nu menține mărimea capitalului de gradul 1 și coeficienții suficienței capitalului ponderat la risc în conformitate cu cerințele stabilite, încălcând astfel articolul 5 și 14 din legea instituțiilor financiare și ale regulamentului Băncii Naționale cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc. Banca a raportat Băncii Naționale, începând cu data de 31 martie, date eronate privind mărimea capitalului de gradul 1 și coeficienții suficienței capitalului. Banca nu menținea lichiditatea curentă și în termen în mărimea corespunzătoare exigențelor regulamentului Băncii Naționale cu privire la lichiditatea băncii. Nerespectarea actelor interne ale băncii la efectuarea acestor la operațiuni de acordare a creditelor noi pe parcursul anului 2008 a condus la dependența substanțială a băncii de resurse lichide atrase de pe piața interbancară, precum și la nerespectarea exigențelor față de privind lichiditatea.